Liviu și Bogdan au avut un dialog telefonic. Alo, iubirea mea, ce faci? Mă auzi? Bună, iubire, ce faci? Ce să fac? Fac pe dracu să mă ia fac. Nu-i face prostii, te rog, calmează-te. Bun, ce faci? Ești bine? Spune că ești bine. Sunt foarte bine, stai liniștit. I-a fost rău bunicii tale că s-a supărat când te-a văzut așa, dar e acum ok. Acum e bine? Da, e liniștit acum. Ok. Fii atent, nu mai face urât, nu mai înjura, nu mai arunca. Prea târziu. Știu că ai făcut, dar de acum încolo. De ce? Ce, tu ce ai în cap? Ce știi că e afară? Spune-mi orice. Sunt oameni care susțin ca tu să rămâi în casă pentru a mă reîntoarce eu la tine, pentru că ei cred în povestea noastră și vor să vadă la emisiune, nu în afară. Nu știu, n-aș fi vrut să rămân. Nu mai am nicio putere să stau în casa asta, crede-mă, nici măcar o oră. Ba da, ascultă-mă, rămâi acolo pentru că noi trebuie să rămânem în casă. Știu, dar nu știu cât va dura chestia asta, că nu pot să mai stau departe de tine, nici măcar o zi, două. Încearcă să te calmezi, să te liniștești, e totul în regulă. Eu sunt bine, ai tăi sunt bine. Nu mai face urât, că e super pe tot și pe mine mă super foarte rău. Îmi faci rău când te văd așa. Mi-e dor de tine rău de tot, jur. Și mie mi-e dor de tine, mult. Mă mai iubești și pe mine? Te iubesc, normal că te iubesc. Mă uit la tine non-stop, ne uităm pe antena plin, continuu, te văd tot ce faci, ce zici. Te iubesc mult, Bogdana. Eu te iubesc foarte mult și vreau să mă ascult și să ai încredere în mine cu ce spun. Te rog frumos, ia altă atitudine, nu mi vorbi aiurea. Ok, dacă tu ești sigură că e ok afară situația, o să fac cum dorești tu, o să te chem zi de zi în emisiune. Te rog. Nu mai avea reacții de-astea și ieșiri. Așa sunt și eu. Ăsta e temperamentul nostru, dar trebuie să ne controlăm. Eu știu, mă, iubirea mea, știu, dar uite că vin una după alta. Săptămână de săptămână vin chestii de-astea care nu am cum să le diger. Avem o șansă să demonstrăm oamenilor că ne putem schimba și putem fi așa cum trebuie. Avem, știu. Am început cu stângul, asta a fost, dar măcar să continuăm cu dreptul înainte. Tu sigur reziști, sigur ești ok? Sunt foarte bine, deci rezist, am zis. Mi-am luat tot ce trebuie, stai liniștit, a avut grijă taică tu de mine, mi-a lăsat și bani să cumpăr mâncare, mi-a lăsat cheia de la apartament, el s-a dus la țară. Știu că așa face. Deci ești soția mea, nu? Sunt soția ta pe viață. Și jură-te, să mor tu. Mă jur pe ce vrei tu. Te iubesc mult de tot. Vezi mult și mă bucur că te-am auzit. Și eu, dacă nu te auzeam, știi că ne vedeam de seară, nu? Știu, vreau să fac asta pentru mine, dacă nu pentru tine, fă pentru mine măcar. Măcar să fiu sigur că rezisti și ești ok și... Sunt foarte bine, te iubesc foarte mult. Și eu te iubesc extraordinar de mult, crede-mă. O să ne construim cel mai frumos viitor împreună, o să ne facem casa noastră, o să avem copii, o să avem afacere și tot ce ne dorim noi, pentru că merităm asta. Știu, iubirea mea, asta îmi doresc și eu. Te iubesc din tot sufletul meu, ai grijă acolo. Te iubesc mult, ai grijă, iubire. Liviu rămâne apoi cu gândul la Bogdana, verbalizând ceea ce simte și gândește. Tu ești o femeie care meriți totul. Și aș vrea să, într-o zi, să îmi permit să-ți ofer totul. Eu, în adâncul sufletului meu, chiar sunt fericit, eu radiez de bucurie. Că știu că ești a mea, știu că ești acolo, știu că ești în siguranță, știu că e totul ok, știu că suntem la nivel avansat față de multe cupluri. Dar, în esență, dacă nu ești cu mine, nu pot să fiu fericit pe deplin. Măcar un lucru să mai ajungi, măcar acum. E ultima șansă, oricum, acum. Dacă n-apari în următoarele zile, cât poate să dureze. Sau primești vreun răspuns că nu s-a aprobat sau nu s-a acceptat sau nu. Fost lumea de acord, de afară, nu știu. N-am alte soluții. N-aștept următoarea eliminare sau următoarea nominalizare la bărbați. Fericirea mea n-are preț. Mă crezi că chestia asta oricum mai rău ne apropie, mai tare ne apropie, ne sudă mai rău dacă trecem peste mizeria asta de situație. Putem să trecem peste multe în viața, da.
parcă nu era momentul. Nu era să mor dacă era momentul. Toți aici sunt fericiți, așteaptă să se deschidă ușile. Când se deschid ușile, fug la iubitele lor. Și eu parcă n-am scop. Te iubesc mult. Te iubesc cum nu cred că o să iubesc vreo femeie vreodată. Iar Liviu mai avea un mesaj de transmis Bogdanei, de data aceasta în mod direct prin antena Play. Iubirea mea, în primul rând vreau să-mi cer scuze în fața ta, vreau să mă ierți pentru că te-am dezamăgit, nu te-am ascultat până la final, să stau liniștit, să nu mai fac nicio scenă. N-am putut să mă abțin pentru că au fost prea multe, am cedat sub presiune și îmi cer scuze, mai ales în primul rând în fața ta, pentru că a trebuit să vezi chestiile astea și că poate te-ai simțit și tu într-un anumit fel inconfortabil. Sunt conștient, vreau să mă ierți dacă ai puterea să mă ierți. Te rog din suflet, din iubire și din nebunie am făcut-o, pentru că nu mai rezistam presiunii să nu te văd, să nu știu ce o să urmeze. Referitor la ce s-a discutat, la faza cu ce am vorbit cu Daria afară, s-a înțeles complet greșit, nu am spus că nu am încredere în tine, am încredere totală în tine, mai mult decât am în mine. Te rog frumos să mă ierți pentru ieșirile pe care le-am avut, pentru că ne-a pus pe amândoi într-o situație aiurea, pe mine cu atât mai mult, dar tu fiind cu mine la fel, am îngreunat și situația care și așa este deja insuportabilă. Gândește-te și în ce situație am fost pus eu, pentru că n-am mai rezistat presiunii. O să mă calmez, pot să stai liniștit de acum încolo, îți promit că n-o să mai am astfel de ieșiri și când îți promit ceva, fii sigură că mă țin de cuvânt, nu o să mai am astfel de ieșiri. Îți promit să am câtă răbdare nevoie, îți promit să te iubesc, să te aștept și îți promit că totul o să fie bine, numai să ne ajute Dumnezeu. Te rog frumos să vezi și partea bună din reacția mea cu toate, că în esență este, dar în aparență nu e nimic ok ce s-a întâmplat. Vreau să stai liniștită, calmează-i pe toți de acasă, spune-le că le pup, spune că îi pup. Și să mai avem puțină răbdare, te iubesc mult. Da, asta și eu mă gândeam. Ai râs de Alina și ai vorbit urât la adresa ei că a făcut și ea un monolog, dar fix asta ai făcut și tu. Ai vorbit singur. A, că vorbeam singur? Nu, eu vorbeam cu ea. Și ea vorbea cu familia ei, cu oamenii. De ce nu vorbea singură? Da. Am avut un moment de slăbiciune. Fii atent, Liviu. Eu vreau să iei în calcul două variante, să te setezi pentru două variante. Că poate să intre și că nu poate să intre. Da. Înțelegi? De la premisa asta trebuie să pleci. Că există două variante. Eu nu știu ce va fi. Nimeni nu-ți promite nimic, că nu e despre, este despre cum înțelegi tu schimbarea asta pe care sper că vrei să o faci. Da. Și apropo de ce spunea Bogdana, să fii cu minte, să nu mai înjuri, să nu mai așa, ca să poți să mă întorc. Nu e despre asta. Să înțelegi tu profund că nu e ok să te porți așa față de nimeni. Față de nimeni, niciodată. Da, a fost presiunea, v-am spus, am cedat, n-am, nici din cauza răbdării. Eu ți-am la chestia asta am stat foarte prost. Întotdeauna, orice om agresiv găsește justificări pentru faptele lui. Dacă îl întrebi pe unul care își bate soția, de ce o bate, o să-ți spună că a făcut ea ceva. Dar nu e despre justificări. Dar nu sunt scuze, adică nu trebuie să reacționez de asta, eu sunt perfect conștient. Dar asta s-a întâmplat, ce pot să mai fac acum? Să mai dau timp înapoi? Nu mai pot. Nu, doar să înțelegi tu și să te schimbi tu și da, să, da, exact. Și să îți dai seama că un astfel de comportament nu o să facă decât să-ți pună piedici în viață, în tot ce o să faci. Și în relația cu familia, și în relația cu părinții, și în relația cu viitoarea ta soție, care o fi ea, în relația cu copiii tăi, în relația cu un job pe care o să-l ai. Așa este, aveți perfectă dreptate. Mulțumesc. Și din poliție am plecat tot la impulsul momentului, tot cu nervi, tot cu ceartă, adică... Ei, vezi? Sunt lucrurile pe care le spuneți, s-au transpus în realitate. Vreau să mă schimb, într-adevăr. Să-mi schimb comportamentul, ieșirile. Caracterul mai greu, nu pot să-l mai schimb, dar ce arăt și cum exteriorizez lucrurile, astea pot să le țin sub control dacă vreau și e ok. Tu ești principalul beneficiar al schimbării tale. Dacă o conștientizezi și dacă o vrei cu adevărat, o să vezi câte lucruri bune poate să-ți aducă această schimbare în viață. Și apropo de un lucru pe care n-am mai apucat să-l spun ieri, pentru că s-a terminat emisiunea, cred că ar fi o idee foarte bună să nu mai bei.
La asta m-am gândit și eu, dar de mult, nu de acum. La asta m-am gândit și eu, dar de mult, nu de acum. Trebuie să începi undeva. Da. Uite, ăsta e un prilej bun. Ce ziceți, doamna Mirela? Ne-am gândit noi. Eu i-am promis pentru weekendul ăsta că... Da, nu mai are. Are două variante. Apă plată și apă minerală. Da, corect. Și nu doar pentru weekendul ăsta, așa, pentru tot procesul ăsta de transformare pe care sper să-l înțelegi și să-l faci sub îndrumarea domnului psiholog. Că poate afară nu te-ai fi dus să faci astfel de terapie și poate că ai fi avut prejudecăți. Sunt, din păcate, sunt foarte mulți care atunci când aud de psiholog, n-am eu nevoie. Ba, toți avem nevoie. Da. Da?